La lecția precedentă am definit conceptele câmp electric, linie de câmp, intensitatea câmpului electric, sarcină de probă, sarcină sursă de câmp. Astăzi vom continua să aplicăm aceste concepte la rezolvarea problemelor. Reamintim. Mărimea fizică vectorială e egală cu forța cu care câmpul electric acționează asupra unității de sarcină productivă a unui corp de probă aflat în punctul dat. Se numește intensitatea câmpului electric. Intensitatea câmpului electric poate fi determinată în baza două relații. În prima expresie, intensitatea câmpului electric este egală cu raportul dintre forța cu care câmpul electric acționează asupra sarcinii de probă Q minuscul. Iar în expresia a doua, intensitatea câmpului electric este direct proporțională cu valoarea sarcinii sursei de câmp și invers proporțională cu pătratul distanței de la această sarcină. Reamintesc că spectrul liniilor de câmp este diferit pentru diferite sisteme de sarcini, iar vectorul intensității câmpului electric este tangent la linia de câmp. În cazul unei sarcini pozitive izolate, câmpul este de formă radială, liniile de câmp se reprezintă drept razele unui cerc, iar valoarea intensității câmpului electric se micșorează pe măsura îndepărtării de la sarcină. În cazul sarcinii pozitive aveți în imaginea din stânga, iar în cazul unei sarcini negative aveți reprezentată schema în imaginea din dreapta. Deci, în imaginea din dreapta observăm că vectorul intensității câmpului electric se arată din punctul dat spre sarcină. În cazul imaginii din stânga, vectorul intensității câmpului electric se arată din punct de la sarcină. Noțiunea de linie de câmp a fost introdusă în fizică de către Faraday în scopul unei reprezentări de tip geometric a câmpurilor electrice și magnetice. Linia de câmp este o linie imaginară care admite în fiecare punct al său ca tangent vectorul intensității câmpului electric. Sensul liniilor de câmp este același cu sensul intensității câmpului electric, iar totalitatea liniilor de câmp trasate pe construcția oarecare constituie spectrul câmpului respectiv. Aveți în imagine acum spectrele câmpurilor electrice create atât de sarcini pozitive și negative izolate, cât și de sistem de două sarcini negative sau un sistem format dintr-o sarcină pozitivă și una negativă. Constatăm cu dumneavoastră din imaginea care sunt în animație că corpul de probă se deplasează de-a lungul liniei de câmp. Liniile de câmp dintre două plăci plane și paralele încărcate reprezintă linii paralele, aflate la distanțe egale. Acest câmp electric este considerat un câmp omogen, deoarece în interiorul lui, intensitatea câmpului electric are o valoare constantă. De asemenea, orientarea liniilor de câmp este de la placa încărcată pozitiv spre placa încărcată negativ, așa cum vedeți în imagine. În continuare, vom aplica conceptul de studiate la rezolvarea problemei. La distanță de 5 metri de la un corp multiform încărcat pozitiv, care se află în aer, intensitatea câmpului electric este egală cu 900 N/m². Cu ce este egală sarcina electrică a corpului dat? Reprezintă grafic intensitatea câmpului electric în acest punct. În datele problemei vom nota. Valoarea intensității câmpului electric este egal cu 900 N/m². Distanța este egală cu 5 metri. Ni se cere să determinăm valoarea sarcinii. Schematic, vom prezenta problema în următoarea imagine. Deci este vorba despre o sarcină pozitivă care creează un câmp de formă radială, iar la o distanță de 5 metri, indiferent sub ce unghi am luat acest punct sau orientarea prin acest punct, fie că cercetăm în acest punct 1, fie că cercetăm în acest punct 2 sau în acest punct 3, vectorul intensității câmpului electric este orientat de-a lungul liniei care unește sarcina cu punctul dat și se arată de la sarcină. Iar valoarea intensității câmpului electric în toate aceste puncte este aceeași. Aplicând formula de calcul a intensității câmpului electric, care spune că valoarea intensității câmpului electric este direct proporțională cu modulul sarcinii și invers proporțională cu pătratul distanței.
În problemă ni se spune că sarcina este pozitivă, deci această expresie poate fi scrisă prin omiterea modulului. Iar în continuare vom obține formula pentru calculul cantității de sarcină. Deci, cantitatea de sarcină va fi egală cu E dimulțit cu R la pătrat, împărțit la kappa. Substituim valorile numerice, Q este egal cu E 900 N cu 1, înmulțim cu R la pătrat 5 metri la pătrat și împărțim la kappa, care este 9, 10 la puterea 9, Newton, metri pătrat și cu 1 la pătrat. Unitățile de măsură. Culon cu pătratul, metru pătrat cu metru pătrat, Newton cu Newton, ne rămâne culon. Numeric, obținem 900 împărțit la 9 este 100, 100 dacă mulțim cu 25, 5 la pătrat, obținem 2500, dimulțit cu 10 la puterea, minus 9, culon. Sau această cifră poate fi scrisă într-o formă mai scurtă, 2 întregi 5, dimulțit cu 10 la puterea minus a 6-a culon, sau 2 întregi 5, micro culon. În această problemă este vorba despre o sarcină cu formă negativă, care are valoarea de minus 90 la puterea minus 6 culon, care se află într-un punct O, asupra ei acționează o forță electrostatică. Întrebarea este cu ce este egală intensitatea câmpului electric în punctul dat în punctul O. Dacă valoarea numerică a forței este 4 între 5, 10 la puterea minus 3, să se află poziția sarcinii Q surse de câmp, care este egală cu 20 la puterea minus 6 voli, o sarcină pozitivă, care creează acest câmp. Reprezintă grafic intensitatea câmpului electric și poziția sarcinii Q. În datele problemei, vom nota. Valoarea sarcinii de probă egală cu minus 9 dimulțit cu 10 la puterea minus a 6. Valoarea sarcinii sursă de câmp 2, 10 la puterea minus a 6. Forța cu care câmpul acționează asupra sarcinii de probă 4, 3 și 5 dimulțit cu 10 la puterea minus a 3. Trebuie să determinăm poziția sarcinii surse de câmp, deci care este distanța dintre aceste două sarcini, și să reprezentăm schematic problema. Pentru început vom determina valoarea intensității câmpului electric, deci intensitatea câmpului electric creat de sarcina Q majusculă în punctul unde se află sarcina de probă Q minusculă, este dată de raportul forță împărțit la sarcină, o expresie dată în formă vectorială. Ținând cont de orientarea câmpului și orientarea forței, care o putem vizualiza în următoarea reprezentare schematică, proiectând, vom obține minus E este egal cu F supra lui Q. Semnul minus în fața intensității câmpului electric a apărut deoarece orientarea vectorului E este opusă orientării axei X alese pe desen, iar orientarea vectorului forță coincide cu orientarea axei X. Astfel, valoarea numerică a intensității câmpului electric E va fi egală cu minus F supra lui Q. Substituim valorile numerice, obținem E este egal cu minus F 4 întregi 5 dimulțit cu 10 la puterea minus 3 newton și sarcina Q minus 9 dimulțit cu 10 la puterea minus 6 culori. Astfel, semnul minus se simplifică. 4 întregi 5 împărțit la 9 este egal cu 0,5. Iar 10 la puterea minus 3 împărțit la 10 la puterea minus 6
peste 10 la puterea minus 3 minus minus 6 deci plus 6 va fi 10 la puterea a 3-a newton pe coulomb. Deci intensitatea câmpului electric creat de sarcina egală cu 20 la puterea minus 6 coulomb în punctul unde se află sarcina de probă egală cu minus 90 la puterea minus 6 coulomb este egală cu 0,5 10 la puterea newton pe coulomb sau 500 newton pe coulomb. Pentru ca să determinăm poziția sarcinii surse de câmp, vom aplica formula de calcul a intensității câmpului electric, E este egal cu kappa Q împărțit la R4. Din această expresie, obținem R la pătrat este egal cu kappa Q împărțit la R. Iar R, distanța, va fi egală cu rădăcina pătrată din produsul K, Q, împărțit la R. Substituim valorile numerice, obținem R este egal cu 90 la 9 newton metru pătrat pe coulomb la pătrat. Înmulțim cu modulul sarcinii 2, 10 la minus a 6, coulomb, și împărțim la valoarea lui E, care este 500 sau putem spune 0,5, 10 la puterea a 3, newton pe coulomb. Rădăcina pătrată din această expresie. În rezultatul lucrului cu unitățile de măsură, newton cu newton, coulomb cu pătratul din la coulomb, coulomb cu coulomb se simplifică, ne rămâne metru pătrat, iar valorile numerice ne dau un rezultat egal cu 6 metri. Deci răspunsul la această problemă, E este egal cu 500 metri pe coulomb, iar distanța dintre sarcini este egală cu 6 metri. În următoarea problemă, trebuie să determinăm cu ce forță acționează asupra unui electron, un câmp electric omogen, cu intensitatea de 40 la puterea 3 newton pe coulomb. În datele problemei vom nota valoarea intensității câmpului electric E este egală cu 4 înmulțit cu 10 la puterea 3 newton pe coulomb. Particula care se află în acest câmp este electronul, deci sarcina Q este egală cu minus E și este minus 1,6 10 la puterea minus 19 coulomb. Mi se cere să determinăm valoarea forței. Vom reprezenta schematic forțele care acționează asupra unei particule încărcate care se află într-un câmp electric omogen. Reamintesc că în cazul când sarcina este pozitivă, vectorul forță are aceeași orientare ca și vectorul intensitate câmpului electric. Iar în cazul sarcinii negative, vectorul forță are orientarea opusă orientării vectorului intensității câmpului electric. Respectiv, pornind rezolvarea problemei de la formula pentru intensitatea câmpului vectorial în formă vectorială, proiectând axa, în acest caz vom lua verticală în jos, axa electric, vom obține E este egal cu minus F supra lui Q. Semnul minus apare datorită faptului că vectorul forță care acționează asupra electronului, asupra particulei încărcate negativ, este orientat în sensul opus axii Y. Astfel, valoarea numerică a forței F o vom putea determina din expresia minus Q dimulțit cu E. În această expresie substituim valorile numerice. F este egal cu minus, în loc de Q, minus 1,6, 10 la puterea minus 19 coulomb. Și în loc de valoarea intensității câmpului electric, 4 dimulțit cu 10 la puterea 3 newton pe coulomb. Unitățile de măsură, coulomb cu coulomb se simplifică, minus cu minus obținem plus,
1 întreg și 6 înmulțim cu 4 și obținem 6 întreg și 4. Iar 10 la putere minus 19, dimulțit cu 10 la putere 3, reamintesc, 10 la putere A dimulțit cu 10 la putere B este egal cu 10 la putere A plus B. Deci, respectiv, minus 19 plus 3 este minus 16. 10 la putere minus 16 newton. Deci, asupra electronului aflat în câmpul electric omogen cu intensitatea de 40 la puterea 3 electronului culon, acționează o forță care are sens opus vectorului intensității câmpului electric și care are valoarea egală cu 6 între 4, 10 la puterea minus 16 newton. Astăzi, la lecții de agelere, am aplicat conceptele de câmp electric, intensitatea câmpului electric, sarcină de probă, sarcină sursă de câmp, la rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!